Salutare iubitori de motociclete, Kawasaki lovește din nou. Facem diagnoză, bineînțeles s-a pus vina pe ECU, că ECU este problema, era să cad și eu pe calea asta. Și hai să vă arăt un lucru care s-ar putea să vă cauzeze probleme și dacă cumva vă cauzează probleme să puteți să rezolvați. Normal, noi avem o alimentare cu un plus permanent care vine de la baterie, trece prin releu de pornire, este un fir cu alb cu negru, care alimentează separat ECU prin firul ăsta de aici, alb cu negru. La fel alimentează și cutia cu relee, tot prin firul alb cu negru. Aici. Ei, treaba este că cablul ăla merge, coboară până jos și undeva se îmbină. Că după aia vin două fire. Dar eu, acum cum am vrut să fac inspecție pe mijloc de traseu, ia uitați. Cucu. Ia uitați aici, culoare de bani. E? Miroasea dolari. Bun, hai să desfacem asta, să vedem unde e îmbinarea și după aia să vedem dacă învie motocicleta. Mamă, și era să cad și eu în plasă cu ECU-ul ăsta. Bun, hai că vedem dacă putem să reparăm și revenim. Motivul principal de ce s-a ajuns în situația asta, dacă observați, aici cablajul stă în jos și din cauza că Kawasaki a decis să pună bandă izolatoare și nu lasă să iasă umezeala, ei au făcut îmbinarea în partea aia și exact aici jos se adună umezeală în cablaj. Din cauza asta s-a corodat și s-a ajuns la situația asta. Dar da, trebuie să trecem prin anumite procese. Deci când mă întrebați dacă cumva știu ce problemă are motocicleta voastră, n-am cum să vă dau câteodată vreun răspuns fără o inspecție. Și da, Kawasaki. Am început să desfac și iese apă din el, băltocă, nu altceva. Totul e umed. Și ia uitați aici. Ia uite aici, culoare de bani. E? Mă place, a? Poate i-a mai lipsit și altă sursă. Ia uite, și aici. Văd că vin fire. Și asta o să cauzeze probleme. Va trebui să căutăm ce fir este asta. Să-l curățăm bine. Și să rezolvăm problema. Vă place culoarea banilor? Și cât timp un Suzuki funcționează în spate, noi continuăm saga. Am curățat capetele de la fire, am sertizat firele după care o să le protejăm și acum am restaurat și alimentarea cu pozitiv și pe boxa de relee și pe ECU. Între timp ce o să mai facem, o să desfac și banda asta de aici, să vedem dacă arată bine și da, arată încă bine, dar ce vom face? Vom pune bandă nouă, iar pe secțiunea asta vom folosi niște bandă din material care va permite umezelii să curgă jos și să nu stea acolo, să înceapă să roadă. Da. Dar prima oară vom pune din nou protecții pe aceste conexii. Și da, sertizarea se face așa, nu se face cu cositorire pe instalație electrică, pentru că cositorirea și fluxul care este în cositor va afecta în timp conexiile electrice și se va ajunge la aceeași situație. Deci cel mai bine este sertizare, curățat de cablaj, sertizare rigidă cu sculă de sertizat și folosesc niște tubulețe de astea de sertizare. Bineînțeles, am și un alt fel de sculă de sertizat, dar din păcate, din cauza că nu am acces pe capătul cablajului, nu pot să folosesc acea sculă, așa că am folosit scula asta și este absolut perfect. Este o conexie solidă. Și da, exact cum am exemplificat, acum avem curent și pe o mufă și pe cealaltă. Bun, hai să continuăm cu restul. Totuși, înainte de a face orice verificare, va trebui să verificăm dacă primim autorizație de start, pentru că nu puteam, degeaba apăsam pe buton, nu puteam să dăm nicio comandă, nu puteam să avem comunicație cu ECU, pentru că alimentarea aia dă și alimentare la mufa de diagnoză, deși acolo am văzut ceva problemă și sper că nu a injectat cineva curent în firul de referință de 5V. Dar să vedem dacă avem acum, pentru prima oară, autorizare de start.
Da, se pare că facem progres și revenim cum terminăm. Pentru ca să izolez conectorii ăștia, ce voi folosi? Voi folosi o bandă, e o bandă de la Motion Pro, care se autovulcanizează. Deci asta o voi folosi și asta va proteja conexia de umezeală. Bun, acum că am izolat tot ce a fost cu potențial de, să zicem, compromis, banda asta izolatoare este fantastică. Odată ce se lipește, se autovulcanizează și pur și simplu e ca un cauciuc natural. E super ok. Am făcut și pe alt conector, și pe ăsta, și pe ăsta, și am mai avut încă unul ăla principal, unde e ăla principal, e aici, cu care am avut mai probleme. Ei, între timp, noi am observat că nu avem bec de neutru, nu ni se aprinde becul de neutru. Bineînțeles că firul este întrerupt, pentru că, da, Kawasaki, mai multe reparații aici. Și normal, dacă noi atingem în masă, ne-ar trebui să primim un bec neutru acolo. Dar nu primim. Ei, firul ăsta normal merge direct în bord, deci trebuie să alimenteze direct bordul, la fel trebuie să alimenteze direct și releul care merge la sistemul de interlock, care merge la sistemul de siguranță, care este conectat prin diode pentru stand și întrerupătorul de la ambreiaj. Dar ca să fac o mică verificare, să văd dacă mi ajunge mie la releul de la interlock, ce voi face? Am montat o lampă de testare aici și la celălalt capăt de la lampa de testare. Am montat-o pe, nu știu cum să țin eu aici, celălalt capăt de la lampa de testare, am montat-o pe pozitiv. Eu acum, dacă ating cu ăsta undeva în șasiu, pe șurub de exemplu, ar trebui să mi se aprindă becul, dar nu mi se aprinde. Hai să rezolvăm și problema asta, dacă tot suntem aici. Nu ne-a rugat clientul, dar o facem și pe asta, pentru că de multe ori vă puteți trezi că nu vă porniște motocicleta numai dacă apăsați ambreiajul și sau vi se oprește un motocicleta cât timp pe stand și nu știți de ce. Da, trebuie să vi se aprindă becul de ambreiaj ca să funcționeze sistemul de interlock, corect. Deci este un punct foarte, foarte elementar. Bun, hai să vedem dacă găsim unde e cauza și revenim. Da, așa că mergem pe conectori și între timp ce am mai observat pe conector, cineva a făcut diagnoze și înceapă firul chiar aici lângă conector. Băi, oameni buni, eu înțeleg că vreți să faceți o diagnoză, dar nu înțepați chiar lângă un conector care e perfect accesibil. Hai să zicem că înțepați undeva pe o secțiune intermediară cum e aia și după aia protejați înapoi, puneți niște bandă lichidă și îl protejați înapoi. Dar să înțepați firul și să-l lăsați așa ignorat lângă conectori nu este ok. Folosiți practici corecte de muncă. Da, noi căutăm un fir verde deschis cum e ăsta. Ăsta îl căutăm noi și da, mergem, că trebuie să căutăm o parte care merge, de aici merge până la bord și de aici merge la releu. Și trebuie să căutăm părțile astea. Căutăm și revenim. Bun, am ajuns și la conectorul de la bord ca să verific continuitatea, dar văd că cineva deja a lucrat aici. Băi, exact aceeași situație. Băgați un ac în spate, în mufă, Doamne ferește, și faceți diagnoză, nu lăsați așa cablurile expuse. Of, Doamne, hai să vedem dacă avem continuitate între ăsta și firul ăla de acolo, sau dacă injectăm noi masă aici, dacă se aprinde becul în bord. Bun, ce am făcut? Am un power probe aici cu care voi injecta eu, bineînțeles, acum se vede 12,2V, asta înseamnă că sistemul este integru, deci becul dinăuntru din bord funcționează pentru că îmi trimite voltaj înapoi prin bec, dar eu ăsta, dacă îl alimentez cu negativ, ar trebui să mi se aprindă becul de neutru. Și da, se aprinde becul de neutru. Deci avem o problemă pe firul ăsta undeva. Nu avem conexie între partea de jos, de aici, de la senzor, de la senzorul de neutru, și nu urcă până acolo. Căutăm. Da, și continuăm cu diagnoză și cineva a încercat din nou să facă diagnoză. Și, da, ce diagnoză? A făcut o belit iară firul și l-a lăsat așa în pace. Of, Doamne. Bun, hai să vedem dacă injectăm aici voltaj. Să vedem dacă ăsta e cablu. Da, ăsta pare să fie cablu. Să vedem dacă injectăm aici, se aprinde becul.
Așa că vom lua power probe-ul care e conectat pe bateria de la motocicletă. De fapt, nici nu trebuie să injectăm. Dacă ni se aprinde ceva, înseamnă că... E bun, dacă nu se aprinde ceva, înseamnă că încă e întrerupt. Și încă e întrerupt. Deci problema noastră e de aici în sus. Și dacă mergem pe partea asta, văd că și aici s-au înțepat. Băi, oameni buni, nu mai fiți așa, ăsta e canibalism. Înțeleg că e specific Kawasaki, dar ăsta e canibalism. Ia să vedem aici. Nici aici. Băi, puteți folosi AC. Uite, eu folosesc AC pentru diagnoză. Uite, ca și astea. Și doar le băgăm în spate la mufă. Sunt foarte ieftine. Uite, le pot băga în spate la mufă. Mă un pic, scuze că... Uite, le bag în spate la mufă fără să afectez protecția de intemperii, să zicem. Și așa eu pot să-mi ating aici sau să-mi bag un cablu de multimetru ca să-mi fac testele. La ce facem chestiile astea? Nu e voie, nu e voie, vă rog. Deci noi avem o problemă de aici în sus, către bord. Și făcând verificări în continuare pe cablaj, ia uite ce am mai găsit noi aici. E exact același lucru. Și problema este că cablul ăsta stă îndoit aici în față la radiator, pe secțiunea asta. Și aici este punct de coroziune și tocmai aici s-a gândit Kawasaki, evident, să facă o îmbinare, exact într-un punct sensibil. Bravo, Kawasaki! Bravo, bravo! Bun, hai să desfacem asta și să vedem unde este problema și dacă restaurăm problema cu becul de neutru. Bun, am dat jos și toată partea din față de la motocicletă ca să descoper cablajul și da, surprize, surprize, exact același lucru și treaba e că secțiunea asta se îndoaie chiar acolo în spate la radiator. Zona influențată, apa nu are unde să curgă și evident firele noastre sunt afectate. Deci dacă aveți probleme cu becul de neutru, nu vi se aprinde, asta ar putea să fie unul dintre factori. Kawasaki. Bun, am făcut și sertizarea pe cablaj temporar și am montat mufa înapoi în bord. La fel am reparat și partea de jos, i-am băgat un alt conector la senzorul de neutru, așa că hai să facem un test înainte să închidem tot cablajul. Dăm drumul la contact, avem bec de neutru. Băgăm în treaptă de viteză și se stinge becul. Neutru, perfect. A doua, perfect. Neutru, perfect. La fel și trebuie să verificăm dacă ne vine curent, adică ne vine masă la senzorul, la releele de la interlock și aici trebuie să se aprindă becul pentru că becul de testare este conectat pe pozitiv. Deci aici mie îmi trimite masă. Iar dacă eu îl țin ăsta conectat și schimb viteza, se schimbă. E exact ceea ce vrem. Așa că putem continua și să îmbrăcăm înapoi cablajul. Toate par să fie funcționale, comandă putem da, adică nu putem da momentan pentru că blocul de relee este desfăcut și și ecul la fel și nu avem autorizare. Dar hai să continuăm cu cablajul și hai să terminăm. Bun, am început procesul să facem înapoi cablajul, la fel aici în punctele astea vom lăsa cu bandă de asta ca să lase apa să iasă afară și pe secțiunile unde s-a făcut diagnoza asta idiotă voi folosi niște bandă electrică lichidă. Voi băga puțin peste el și după aia vom izola la fel cu bandă peste și atunci intemperiile nu vor mai afecta secțiunile astea. La fel și pe partea asta la alta. Și la fel peste tot unde vom mai găsi, vom aplica bandă lichidă și da. Să sperăm că motocicleta nu va mai avea probleme în viitor. Ok, am reușit să terminăm și cu cablajul. Tot cablajul este la loc. Am montat și diagnoza să vedem ce probleme avem. Într-adevăr, avem senzorul de, senzorul de presiune aerului deconectat. Dar dacă eu îi dau cheie, uitați-vă la clapetele secundare. De fapt, stai că nici atâta, stai să se oprească un pic, să mai stea un pic. Aici cu siguranță o să ne apară probleme. Deci avem două probleme care pur și simplu nu sunt relatate una de alta și au fost lăsate până târziu rău de tot. Și să vedem noi acum din nou. Clapetele nu se mișcă. Clapetele astea ar trebui să se miște.
Hai să mai încercăm o dată. Oh. Cârâie, cârâie. Da, e clar. Motorașul de la clapetele secundare sau pinioanele din motoraș sunt defecte. Hai să punem și pe diagnoză să vedem ce zice. Să vedem dacă ascultă ceva. O să închidem forțat cu mâna poziția la clapete. Așa. Hai, conectează-te. Acum avem comunicație și ar trebui să meargă pentru că diagnoza deja primește curent. Peste tot avem curent. Aici lui se prinde becul de eroare. Oh, aici zice că doar senzorul de temperatura aerului. Sau de temperatura aerului, da. Nu mai zice că e și ăla. Ok. Ia stai să vedem noi ceva. Hai să activăm noi clapetele secundare. Să-l activăm cu motorul oprit. Apoi, aia nu prea pare activare. Da, de activat. S-a activat. Deci cablajul către el este bun. Problema este că nu prea pare să fie bun el. Și-o și a apărut ca și eroare. Eu, în moment ce am băgat clapetele în poziția asta, practic i-am zis la TPS că și-au revenit înapoi clapetele și atunci au dispărut eroarea. Deci acum, probabil, uite, deja s-a făcut pe verde. Dar el nu e capabil să-l întoarcă înapoi în poziția corectă. E mai mult ca sigur ceva în motorașul ăsta. Voi ce ziceți? Merită să-l fac sau să nu-l fac? Așa că decât să-mi pierd o grămadă de vreme, am găsit un set de corpuri de admisie cu 60 de lire, cu tot cu motoraș, cu injectoare, cu tot. O să-i spun la proprietar să facă comandă la el și să ne-l trimită, o să-l schimbăm și să sperăm că totul va fi bine. Bun, ne-au venit corpurile de admisie de pe eBay, am făcut swap-ul, injectoarele le-am păstrat alea originale, am păstrat motorașul de la ăla nou. Vom conecta înapoi senzorii. Între timp am pus un multimetru pe senzorul de poziție la clapete și l-am reglat. Acum dacă îi dăm drumul la contact, o să-mi facă ciclu. Și a făcut ciclu perfect. Ar trebui să-mi stea undeva la 1,2V maxim. Perfect. Acum dacă punem rezervorul, ar trebui totul să fie ok. Bineînțeles, nicio problemă pe partea de la motor. Și totuși îmi place super mult cum s-a gândit Kawasaki să facă îmbinările pe cablaje exact în punctele unde nu există scurgere și unde se adună sau există potențial să se adune ape. Extraordinar Kawasaki. Îmi place. Așa e mai bine, nu? Îmi place culoarea verde. Și motocicleta este gata asamblată. Pur și simplu, acum funcționează și becul de neutru. Nu avem probleme. Sper că v-am ajutat cu ceva, oameni dragi. Până la următorul videoclip, tot ce pot să zic. La revedere! Pa!